Salut, sunt Andrei Roșu, am alergat, înotat, pedalat sau vâslit zeci de mii de kilometri în cele mai grele condiții din lume. Astăzi voi face ceva inedit chiar și pentru mine, voi traversa Galeria Prosacului din peștera Topolnița. M-am confruntat de foarte multe ori cu fenomene aspre, așa că lipsa confortului mi-este foarte cunoscută, dar este o alegere, este asumat din zona mea de confort, alții însă nu au de ales. E firesc apa să fie rece în peșteră, dar la robinet apa caldă ar trebui să fie o normalitate. Din păcate, peste 4 milioane de români nu au încă acces la ea. Susțin cu bucurie campania Ariston Comfort Challenge. Ariston Thermo România și Crucea Roșie au donat din 2018 până acum peste 1500 de echipamente de încălzire apei în școli, case de copii și de seniori și alte instituții din toată țara. Misiunea Ariston continuă, împreună putem duce confortul chiar și acolo unde este greu de atins.